Bună seara, bine v-am regăsit. Începe emisiunea Dealele Buzoianului. Vorbim astăzi despre ce se întâmplă în Buzău și în țară, tot despre criza coronavirus o să vorbim pentru că avem elemente noi. Sunt 148 de cazuri în Buzău confirmate, alte 7 cazuri au fost confirmate în ultimele 24 de ore. Din nefericire este vorba și despre un nou născut, un bebeluș de doar 7 zile. Este vorba despre nou născut femeii de la Râmnicelu. Femeia a fost trimisă la spitalul din Râmnicu Sărat. A fost confirmată ieri, iar astăzi au venit și rezultatele pentru bebeluș. Spuneam că a fost născut copilul pe 13 mai și rezultatul a fost pozitiv pentru COVID-19. Este în continuare la maternitatea Buzău și se vor lua deciziile medicale în ceea ce îl privește. Avem și un ofițer ISU depistat infectat cu coronavirus printre cei care au luat contact cu respectivul ofițer ISU, dar și colegii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență din Buzău sunt testați pentru a se vedea dacă au luat acest virus. Între timp, până vin rezultatele, vor fi izolați la domiciliu. DSP a luat măsura de a-i izola la domiciliu în momentul în care ofițerul ISU a fost confirmat pozitiv. 7 cazuri, dintre care și alte 4 cadre medicale de la Spitalul Județean de Urgență Buzău. Vorbim despre asistente, 2 asistente medicale și 2 infirmiere de la secția ORL a Spitalului Județean, secție în care se pare că se înmulțesc cazurile după ce un medic de la ORL a fost confirmat pozitiv. Medicul a fost deja internat la București. O să vorbim astăzi și despre alte subiecte, pentru că sunt noutăți și dinspre primărie, dar și despre situația ordinii publice în Buzău, pentru că, așa cum am văzut din ultimele buletine ale poliției, apar din ce în ce mai multe cazuri de tâlhării sau furturi din apartamente și din societăți comerciale. O să discutăm cu reprezentanții poliției despre acest subiect. La nivel național am ajuns la 17.387 de cazuri, 196 de cazuri noi confirmate în Buzău. Asta înseamnă că trendul descendent din ultimele zile începe iar să crească și la terapie intensivă în acest moment sunt internați 198 de pacienți. Vorbim acum despre situația din județul Buzău referitoare la infracțiunile comise. Alături de noi este domnul comisar șef, domnul Cristi Stanciu. Dânsul este de la Serviciul de Investigații Criminale din cadrul IPJ Buzău. Domnule comisar șef, bună seara, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor Campus TV. Vorbeam mai devreme, la începutul emisiunii spuneam că a crescut în ultima vreme numărul furturilor sau numărul tâlhăriilor comise în Buzău și o să vă rog să ne oferiți dumneavoastră detalii despre ce s-a întâmplat, cum ați observat această creștere și care au fost cazurile în câteva cuvinte. Am să îmi permit să vă contrazic. Vă rog. În sensul că, în analiza situației operative de perioada județului Buzău pe ultimele 4 luni ale anului acesta, rezultă foarte clar o scădere cu semnificativă a infracționalității pe toată gama de infracționale. În ultimele 4 luni, aș vrea să ne axăm puțin pe ultima perioadă, adică de la instituirea stării de urgență, inclusiv ultimele săptămâni, atunci au venit cazurile. Pot spune că și în această perioadă, cea în care spuneți asta că s-a instalat această pandemie și în județul Buzău, infracționalitatea a scăzut foarte mult, repet, pe toate infracțiunile pe care le avem în competență. Unde considerați că ar fi probleme? Unde au apărut cazuri mai multe în ultima perioadă? O creștere semnificativă nu avem pe niciuna dintre laturi. În sensul că nici în cazul furtului, nici în cazul infracțiunilor cu violență, situația operativă nu ne-a creat probleme și nici nu reprezintă motive de a intra într-o panică. Da, nu intrăm în panică, însă sunt îngrijorări în rândul buzoienilor că din momentul în care au revenit foarte mulți români de la muncă din spațiul comunitar, în țară pot apărea probleme și implicit și în Buzău. Ce le spuneți acestor oameni care au astfel de temeri? Îmi permit să îi asigur că deși foarte mulți cetățeni români din sănătate au revenit în țară, situația operativă la nivelul IPJ Buzău nu s-a înregistrat
o creștere datorită acestei prezente a acestor persoane venite proaspăt din străinătate. Vreau să fac o precizare foarte importantă, că deși lucrătorii IPJ Buzău sunt angrenați în activitățile privind COVID și această pandemie foarte intens, nu am lăsat la o parte activitățile de prevenire și combatere a faptelor de natură penală. Da. În acest sens, sunt organizate și desfășurate foarte multe activități în acest sens. Acesta fiind și motivul pentru care consider eu că infracționarea este pe un trend descendent. Sunt și acțiuni de prevenire pe care le desfășurați în această perioadă? Sigur că da. Acționăm efectiv pe toate liniile de muncă, în sensul că suntem interesați de prevenirea tuturor genurilor de infracțiuni, părând de la cele cu violență, continuăm cu cele vis-a-vis de protejarea patrimoniului persoanelor fizice sau juridice. Știu că în țară au apărut mai multe cazuri de violențe în familii, adică oameni care au fost obligați să stea în carantină sau izolați la domiciliu și au mai vărsat așa nervii pe ceilalți membri ai familiei. Ați primit reclamații în acest sens în ultima perioadă? Am primit astfel de reclamații și încercăm să le gestionăm cu tact și să rezolvăm problemele astfel încât siguranța cetățeanului să fie pe primul loc. Recomandări pentru cei care ne urmăresc, pentru cei care, repet, au temeri pentru perioada care urmează, ce le spuneți că faceți pentru a fi totul în siguranță și pentru a nu exista fapte de acest fel? Ca și în perioada anterioară, vom desfășura întreaga gamă de activități, atât preventiv cât și combativ, pentru ca mediul din județul Buzău să fie unul sigur și infracționarea să nu se dezvolte în niciun fel. Să știți că avem foarte multe mesaje de la telespectatori. Acum vorbesc de un caz punctual, nu cred că intră neapărat în atribuțiile serviciului pe care îl reprezentați, dar sunt multe reclamații referitoare la zona fast-food-urilor de pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, colț acolo cu Patriei. Spuneți-mi ce știți despre acea zonă. Au fost conflicte, au fost probleme, reclamații? Nu au fost conflicte, însă zona este foarte aglomerată. Noi direcționând în mod constant forțele de poliție, atât de poliție de ordine publică și de rutieră pe zona respectivă. Aveți atribuții să interveniți în cazul în care vedeți că nu sunt respectate normele de distanțare socială sau normele de siguranță, adică purtatul măștii sau altfel de astfel de situații în care vedeți îmbulzeli, aglomerări de persoane, aveți atribuții să interveniți conform, în un fel? Conform dispozițiilor legale în vigoare, atât ofițerii de poliție, agenții de poliție, ofițerii de jandarmerie cât și polițiștii locali au astfel de competențe. Și echipajele în continuare bănuiesc că sunt pe teren așa cum s-a întâmplat în starea de urgență, nu? Sigur că da. Bun. Cred că ați și observat că echipajele de poliție acționează efectiv, poate că la fel cum au acționat și în perioada de stare de urgență. Spuneți-mi dacă buzoienii pot suna la 112 atunci când observă că nu se respectă toate normele acestea impuse de autorități în perioada, în starea de alertă care a fost instituită zilele trecute. Deci pot suna la 112, sigur, da? Bănuiesc că e și îndemnul de a nu exagera oamenii, adică nu la orice sesizare să sune la 112. Acest serviciu este un serviciu de urgență și cred că marea majoritate a populației înțelege ce reprezintă o situație de urgență, care trebuie prezentată pentru a se lua măsurile legale care se impun. Domnule comisar, și vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi și vă mulțumesc și pentru veștile bune. Să sperăm că va fi liniște în Buzău în continuare. Spor la treabă în continuare și seară frumoasă. Vă așteptăm și în studioul nostru. Sunt într-adevăr situații semnalate și de telespectatori, dar au fost și câteva cazuri în care au fost îngrijorări pentru protecția bunurilor, protejarea imobilelor și așa mai departe. Recomandările sunt cele dintotdeauna de asigurarea bunurilor și a propriilor locuințe, astfel încât să nu fie o invitație pentru tâlhari, pentru hoți. Trebuie să le respectăm tot timpul, nu doar în această perioadă. O să urmărim ce s-a întâmplat astăzi la ce s-a întâmplat la direcția economică, acolo unde oamenii au stat la coadă, dar au stat la coadă disciplinat, în sensul că au păstrat distanța impusă de un metru aproximativ. O să urmărim materialul și apoi revenim.
Bun, o să apară imediat și imaginile de la Direcția Economică. Dinspre primărie mai vin câteva informații referitoare la faptul că în Parcul Crâng, chiar dacă locurile de joacă sunt închise, pentru că, așa cum ați auzit, prin ordonanță, prin ordin, sunt în continuare în toată țara închise locurile de joacă din parcuri. Invitația este pentru amatorii de tenis de masă. Acolo spune Dili că se poate respecta distanța regulamentară și buzoienii sunt invitați să joace tenis de masă în crâng. Evident, nu se poate juca la dublu pentru a respecta distanța între persoane, dar se poate face mișcare în Parcul Crâng. Sunt în continuare discuții referitoare la Heleșteul din Parcul Crâng. Acolo mai mulți telespectatori ne-au spus că nu ar avea Heleșteul un aspect îngrijit, de aceea trebuie luate măsuri. Vin în continuare fotografii din autobuze. Un telespectator ne scrie că azi dimineață în autobuzul 5, în jurul orei 11, ne-a trimis și câteva imagini, foarte mulți călători s-au înghesuit în autobuz. Aș vrea să facem un apel și către buzoieni, pentru că, într-adevăr, dacă autobuzele au un program normal și probabil în perioada următoare vor fi suplimentate autobuzele, ar trebui să așteptăm autobuzul următor, în cazul în care vedem că e aglomerat, pentru a ne proteja pe noi înșine în primul rând și până când iau decizia autoritățile, ar trebui să ne apărăm noi. Urmărim ce s-a întâmplat la Direcția Economică și revenim imediat. Buzoienii au format coadă la primăria Buzău încă de la primele ore ale dimineții. Echipați corespunzător, respectând normele de distanțare socială, oamenii au așteptat să le vină rândul să intre în primărie, în special la Direcția Economică. De altfel, autoritățile au atras atenția cu privire la măsurile impuse, dar și la alternativele ce ar putea fi folosite de buzoieni pentru plata diferitelor taxe. Măsurile care au fost impuse atât la nivel central cât și la nivel local de Comitetul Local pentru Stații de Urgență sunt implementate și sunt în continuare aplicate. Vom păstra acele măsuri privind distanțarea socială, vom păstra toate regulile care ne sunt impuse prin ordonanțe și prin ceea ce se hotărăște la nivel local. Mi se pare o chestie firească să vedem acest aflux în a doua zi de activitate directă cu publicul. Numai că aș putea veni cu o recomandare și cu o sugestie, așa cum am menționat anterior, s-a lucrat și pe perioada în care eram în stare de urgență, folosim și s-a folosit destul de intensiv mediul online, răspunsurile au fost destul de rapide, mergând pe această variantă, sugestie pe care aș face-o în continuare cetățenilor, celor care au posibilitatea să apeleze fără niciun fel de probleme la mediul online, unde își pot rezolva mare parte din problemele cu care vin fizic la sediul primăriei. Mai funcționează și alte centre de primire? Alte centre de primire documente nu, în schimb, pentru plăți se pot folosi caserile din Mall Buzău, Poșta Română și, bineînțeles, și mediul online bancar. Mai mult decât atât, buzoienii trebuie să știe că în incinta Direcției Economice nu au voie să intre mai mult de 5 persoane odată. Suntem obligați în instituțiile publice să purtăm mască de protecție și să respectăm regulile de igienă prin folosirea dozatoarelor cu soluții specifice de dezinfectare. A stabilit un număr de persoane care să intre? Da, în interior vor intra și vor fi dirijați și coordonați de către colegii de la Poliția Locală. Un număr de 5 persoane, maximum 5 persoane în interiorul instituției, funcție și de departamentele unde au solicitări. Serviciile din cadrul primăriei Buzău au funcționat și în perioada stării de alertă, dar documentele erau primite doar online. Da, în continuare, îndemnul este de a sta la orice coadă, la orice instituție, mergeți disciplinat cu o distanță de aproximativ 1,5 metri față de persoana din față și, evident, să fie rezolvate online toate problemele care pot fi rezolvate așa sau prin telefon, pentru că, în continuare, reprezentanții instituțiilor publice vă pun la dispoziție aceste alternative. Alături de noi acum la telefon este domnul consilier local Ion Barbu. Domnule Barbu, bună seara!
Bună seara! Mă bucur să vă aud. V-am și văzut la ședința de Consiliu Local Municipal de la începutul săptămânii. Cum a fost luni la ședința CLM? Cum vi s-a părut atmosfera? O atmosferă care ține un pic de modul în care noi încercăm să gestionăm situația asta cu totuși nerezolvată, deci cu acest coronavirus. Adică am fost mascați, dar distanța între noi a fost tocmai nepotrivită. Însă sper că dacă ni s-a luat temperatura la intrare și s-a demonstrat că nu suntem cu febră, înseamnă că am fost cu toții sănătoși la acea ședință de Consiliu Local. Dar știți că sunt și asimptomatici, dar aș vrea să vă întreb dacă le atrage cineva atenția colegilor din Consiliul Local Municipal, aceia care nu poartă masca corespunzător, adică poartă masca doar pentru a acoperi gura, nu și nasul. Ce le spuneți? Că e inutilă dacă e purtat așa pe jumătate. Sigur că da, deși corect ar fi să respectăm condiția asta de a purta masca și peste gură și peste nas. Unii n-au vrut să țină cont de asta. E o răspundere până la urmă a celor care ne-au chemat acolo, în primul rând, dar și a celor care n-au realizat că pot oricând crea o problemă celorlalți. Și din respect pentru ei, pentru ceilalți, ar fi trebuit să fim cu toții responsabili pentru ceea ce facem. Poate de acum înainte vor respecta cu toții, la Buzoieni mă refer și la români, au apărut și normele, știm că se pot aplica amenzi dacă nu sunt purtate măștile în spații închise și evident trebuie respectată și distanța. Domnule Barbu, haideți să vorbim puțin despre căldură. Am văzut că în ședința de luni s-a discutat despre situația ramului și despre ce va fi la iarnă. Aș vrea să vă știu părerea, pentru că aveți experiență și ne puteți spune cel mai bine la ce să ne așteptăm. Luni în ședință de Consiliu Local s-a adoptat o hotărâre, e bine să o ținem minte, numărul acestei hotărâri este 128 din 14.05.2020 privind adoptarea demersurilor cu privire la intrarea regiei autonome municipale în insolvență / reorganizare judiciară. Spun asta pentru că regia autonomă municipală este una dintre societățile care au o vechime, și e normal să aibă o vechime destul de lungă, pentru că ea s-a ocupat de furnizarea energiei termice în orașul Buzău, dar cu această ocazie, adică luni, s-a adoptat o hotărâre, această hotărâre numărul 128, care s-ar putea să aibă două finalități. Una, să intre societatea în insolvență și atunci va fi extrem de grav. Și a doua, reorganizarea judiciară, care ar fi chiar o soluție bună. Dacă intrarea în insolvență presupune practic blocarea regiei, adică practic închiderea ei, pentru că toate activele acelei societăți la urma urmei vor fi vândute pentru a se putea plăti datoriile, datorii care acumulate și timpul tocmai el a dus la această sumă imensă, adică timpul însemnând că neplata datoriilor la timp a dus la acumularea lor, iar la momentul ăsta se registrează o datorie de 87 de milioane 536 de mii de lei. De ce s-a ajuns aici? Păi s-a ajuns pentru că la un moment dat când s-a înființat acea societate Ecogen s-au achiziționat bilete la ordin și ele n-au fost achitate în perioada anului 2014-2015. Doar de asemenea la modernizarea sistemului de furnizare energie termice prin împrumuturi de la BERD nu s-au achitat datoriile și s-au acumulat și de aici 27 de milioane 140 de mii de lei. Tot pe acest sistem de modernizare a rețelelor, în acel program de derulare a creditelor către BERD, s-au mai acumulat încă vreo 2 milioane de lei și tot așa, încât în momentul de față putem spune că
situația este extrem de gravă. Totuși sunt buzoieni care au rămas la ram și nu sunt puțini buzoienii care au rămas la ram. Da. Ce se va întâmpla cu ei? Da. Ce este important este că anul trecut s-a propus o strategie pentru a se menține sistemul funcțional, o strategie care vizează repunerea în aplicare a celor vechi proiecte care vizau stabilirea zonelor unitare de distribuire a energiei termice și în acele zone să nu se mai poată aproba debranșări de la sistemul centralizat. Din nou s-a pus în discuție în ședința de Consiliu Local de luni aceste zone unitare și noul director a reiterat aceeași idee, cum că acolo debranșările nu vor fi aprobate. Nu știu dacă se va putea face lucrul ăsta, pentru că într-un bloc, dacă un număr de apartamente s-au debranșat, nu mai poți să-i obligi pe ceilalți să rămână la sistem. Domnule Barbu, dar cum am ajuns să vorbim despre oameni obligați să rămână la sistem după ce invitațiile din ultima perioadă erau de a pleca din sistem? Adică oamenii erau sfătuiți să se debranșeze, nu? Cred, da. Anul trecut am tot discutat și în emisiunile cu dumneavoastră. Da. De nu știu câte ori și dumneavoastră ați ridicat problema, la fel cum o faceți și astăzi. Cum este posibil, pe de o parte, să dai bani din banii publici să se debranșeze la sistemul centralizat. Acele ajutoare, da, care au fost date celor cu venituri mici. Da, și în același timp să institui un sistem unitar de încălzire, de unde eventual, dacă cineva mai dorește să se debranșeze, să nu mai poată să o facă. Da. De când nu se vor mai putea debranșa? De când încă intră în vigoare? S-a luat o decizie în sensul ăsta, dar mi-e impresia că după ce trece vara, deci începând cu iarna viitoare. Bun. Prețul, înțeleg că ar trebui să rămână același, spunea domnul primar că nu se va majora prețul și că ar putea fi date și ajutoare, spunea că nu în cuantumul cu care s-au obișnuit oamenii, dar ar putea fi și subvenții, mai mic ce e adevărat, dar ar putea exista. Da, așa este, numai că va trebui să ieșim, sau mai degrabă ramul și primăria, să iasă din situația asta. Insolvență sau reorganizare judiciară. Ce credeți că se va întâmpla din ceea ce știți, din ce ați văzut? Dacă e să studiem bine documentele care le avem la dispoziție, vizând și posibilitatea de a acoperi din ce înseamnă valoarea activelor, e posibil ca la final, totuși după ce se face o verificare și se solicită către creditori, să zic așa, rezolvarea problemei într-un fel sau altul, e posibil, deci, repet, să poată să se reorganizeze judiciar această societate, pentru că valoarea totală a activelor regii autonome este de 79.752.000 de lei, aproximativ, iar, cum spuneam, valoarea datoriei este de 87.536.000 de lei. Deci, într-un final, s-ar putea aproba reorganizarea judiciară, dar este clar că aici măsurile care se vor lua, care parte din ele deja au și început să se pună în aplicare, sunt destul de dure. Adică sunt oameni care au fost trimiși în șomaj tehnic. Și sunt 75 de persoane. Oamenii aceștia nu știu să știe dacă va mai fi primit. Angajați eram. Dacă vor mai fi primiți sau nu înapoi la muncă. Asta e o problemă. Dar vom vedea și este bine ca zonele care au beneficiat de sistemul centralizat și care au fost mulțumiți, sau mai degrabă locatarii zonelor au fost mulțumiți, să rămână sistemul fără niciun fel de probleme, așa s-ar părea. Bine, fiind obligat să rămână la sistem, bănuiesc că există și o clauză acolo care ar trebui să spună dacă prețul rămâne neschimbat pe o anumită perioadă de timp, pentru că fiind obligat să rămâi să cumperi ceva, înseamnă că prețul s-ar putea majora
oricât, pentru că tu oricum ești obligat să-l plătești, nu? Da, așa este. Din analizele făcute anul trecut, așa se presupune că s-ar menține același preț o perioadă. O perioadă. Dar cât de lungă, nu vom ști. La asociația pe care o conduceți, domnule Barbu, ce probleme mai sunt? Ce vă spun oamenii? Ce îngrijorări au? Îngrijorările lor țin de ce se va întâmpla în viitor cu lucrurile lor de muncă, în mod special. Și, de ce să nu recunoaștem, suntem într-o zonă a țării unde agricultura e în colaps. Spun asta pentru că seceta a influențat enorm de mult și celelalte probleme ale vieților. Și cum noi, dacă ne uităm un pic în originale, o majoritate din zonă, avem părinți sau am avut părinți în zona câmpului și se plâng cu toții că vor avea probleme anul ăsta. Cam aici. Dar în rest, suntem obișnuiți să trăim cu starea asta de nesiguranță vis-a-vis de ce vom face, cum ne vom gestiona veniturile, să putem să trecem și peste anii care urmează. Tot în ședința de luni, ședința CLM, am văzut că a fost aprobat și proiectul pentru amplasarea unei locomotive pe aburi în rondul de la gară. Da. Așa e? Așa este. S-au încercat niște discuții pe subiectul 12 ăsta. Miliarde de lei vechi? Da. Știți destul de bine că e pornit domnul primar pe lucrări de genul ăsta. De cosmetizare, adică, a orașului, da, nu? De cosmetizare, hai să zicem cosmetizare, dar o cosmetizare ar trebui să fie utilă, nu doar așa să ne punem moțuri la tichia de mărgăritar. Deci, nu știu dacă ăsta era obiectivul primordial la momentul ăsta și nu eventual găsirea de soluții pentru a menține prețurile unor servicii la un nivel cât mai scăzut. Pentru că, până la urmă, asta e rolul edilului unui oraș. Oricum, nu o să mai avem drăgaică în acest an, nu? Din ce am văzut, da, că sunt reguli impuse, nu cred că pot fi doar 400 de persoane, nici nu s-a aprobat, da, încă acea decizie. Deci, fără drăgaică în 2020. Da. Dureros este că ne-am făcut un pic de vâlvă iarna trecută cu acel mare spectacol Eurovision, faza finală, pe competiții, ca să zic, la Buzău și care a costat destul de mult bani. Nu vom avea până la urmă un rezultat să ne bucurăm, să ne, așa cum zicea domnul primar, să știe toată Europa de noi că la Buzău s-a ținut acea finală. Sper că a fost anulat. Să nu se supere că nu se mai poate face drăgaica și atunci la anul să critique guvernul că n-a vrut să lase libertatea de a se organiza o asemenea manifestare cu tradiție. Da, nu cred că vorbim de astfel de critici, că vorbim până la urmă de sănătatea și de viața oamenilor. Nu, sigur, guvernul vrea. Știu că am văzut că discuțiile sunt politice de câteva săptămâni încoace. Oamenii au uitat de ce se întâmplă pe plan medical și și-au amintit că urmează alegerile. Dar cred că orice edil și orice autoritate ar trebui să fie conștienți cu toții că avem nevoie de reguli pentru a nu ne îmbolnăvi, în primul rând, pentru că spitalele sunt cum sunt și capacitatea medicală în România e, cred că, în Europa pe ultimul loc. Și iată că atunci când vrem să ne dăm cu cărămida în piept să spunem că noi am gestionat foarte bine situația la Buzău, vine altcineva, adică de sus, și ne arată, de fapt, adevărata fața lucrurilor și, la momentul ăsta, Buzăul are o problemă destul de serioasă. Dacă aproape în toate instituțiile unde, adică în instituțiile de sănătate publică. Ce mă deranjează foarte tare este că acum găsim și un angajat de la ISU cu asemenea problemă. Sperăm să nu ajungem să ne speriem mai rău decât am făcut-o până acum. Din păcate, în Buzău situația e puțin mai gravă decât era în starea de urgență. După cum știți, apar cazuri în fiecare zi. Da, să sperăm că o să treacă perioada aceasta și o să gestionăm foarte bine. Nu se va întâmpla asta dacă nu respectăm cu toții regulile și cred că fiecare buzoian ar trebui să fie conștient. Ați văzut autobuzele pline din zilele trecute, chiar și de astăzi?
Ce răspundeți buzoienilor? Da, și mă deranjează politica asta care nu și are până la urmă rostul, dar nici nu trebuie să nu vedem care este situația de fapt și să luăm toate măsurile în așa fel încât Transbuzul să facă un serviciu, nu uitându-se la câți bani încasează, pentru că oricum nu încasa foarte mulți bani din transportul acesta. El era oricum susținut în procent destul de ridicat din bugetul local și să pună la dispoziție autobuze care să asigure distanțarea socială. Iar acolo unde au fost probleme, să trimitem oameni care să facă în așa fel încât urcatul în autobuze să fie coordonat de cineva, că este angajatul societății, de unde este acei angajați, că este angajatul Transbuzului. Nu mai contează, nu trebuie să ne plânge că nu mai am poliția la îndemână, poliția locală cu care să fac toate astea. Pot rezolva problemele dacă îmi doresc. Pentru că aglomerarea este din zona unde sunt sau de unde ies angajații societăților. Sau nu? Sunt și oameni care merg la cumpărături, la piață. Am văzut că ar trebui și oamenii să fie conștienți. Într-adevăr, ar fi foarte bine să fie suplimentate autobuzele. Da, și dacă ar fi un autobuz după altul, dacă unul e plin și două sunt goale, iar nu e bine. Cred că ar trebui să fie informarea mai bună, o comunicare mai bună și din partea celor de la Transbuz, astfel încât oamenii să știe că vor ajunge la timp la serviciu sau că nu vor rămâne să aștepte o jumătate de oră următorul autobuz, nu? Lucrul care de fapt s-a întâmplat și de asta oamenii se temă. Da, corect. Corect. Sper să se rezolve și problema asta. O să tot atragem atenția. Domnule Barbu, vă doresc multă sănătate și să ne vedem cu bine aici în studio în săptămânile viitoare. Spor la treabă în continuare. Mulțumesc, la fel și dumneavoastră. Multă sănătate. Vă mulțumim. O să ne oprim imediat pentru publicitate. Întreabă un telespectator cum rămâne cu declarația pentru a circula de la Mărăcineni la Buzău. Declarația în continuare trebuie completată pentru că, așa cum ați aflat, Buzăul nu are zonă metropolitană, așa că avem nevoie de declarație. Sunt unii care spun, am văzut chiar politicieni, care spun că e discriminare, asta e situația, nu avem o zonă metropolitană, ne conformăm, trebuie să completăm acea declarație. După pauză revenim.